Dat fiind faptul că cimitirele din Brăila nu mai au locuri foarte multe, municipalitatea poartă discuții pentru amenajarea unui nou teren pentru morminte. Este o discuție un pic mai macabră pentru unii, dar necesară de altfel. Din păcate, este nevoie să avem în vedere construirea unui nou cimitir în municipiul Brăila, deoarece cele actuale au ajuns la capacitate maximă. Avem o discuție avansată, cred că în următoarele luni vom prezenta Consiliul Local o astfel de propunere. Aveți și un spațiu da, în vedere? Da. Viitorul cimitir va fi construit de către Primăria Brăila în parteneriat cu o altă instituție publică, însă edilul municipiului a preferat să nu dezvăluiască identitatea acesteia până când documentele nu vor fi finalizate. Vorbim de un număr de aproximativ 4.500 de locuri, dintre care jumătate vor fi ale primăriei municipiului, aproape jumătate vor fi ale primăriei municipiului Brăila. Dacă ne gândim la faptul că acestea pot fi amenajate în sistem de criptă, numărul de locuri se poate dubla. Și jumătate ale acestei copii sau? Nu, ale unei alte instituții publice. Primarul Brăilei speră ca în curând proiectul să fie supus votului Consiliului Local. Conform legii, municipalitatea trebuie să aibă în permanență 3.000 de morminte libere în cazul unui dezastru natural.